Bună seara, dragii mei, eu sunt Ana Marin și în această seară urmăriți Step by Step. Îl avem alături de noi pe Vlad Iorga, pilot sportiv. Bună! Bună, Ana! Mulțumesc de invitație! Mă bucur că ești alături de mine și sper să nu ai emoții și să fie o discuție cât se poate de lejeră. Pot spune neapărat că am emoții, dar sunt entuziasmat că n-am mai fost la emisiune până acum. Mă bucur că e prima ta emisiune. Bun, aș vrea să începem să vorbim despre pasiunea ta și despre ceea ce faci tu și să ne spui cum ți-ai descoperit această pasiune. Pot spune oarecum că e și o chestie din familie, deoarece și bunicul meu și unchiul meu au fost și ei sportivi în aeroclub, numai că ei nu au continuat o carieră pe partea de pilotaj. Dar am avut tangențe cu aviația de mic, deoarece și ai mei pot spune că au pasiune pentru acest domeniu, deși nu neapărat foarte mare, dar mai mergeam la meeting-uri cu ei, cu tata chiar mai făceam și aeromodele când eram mic, când mai aveam timp, adică am avut mereu o mică tangență cu domeniul. Dacă nu ai fi avut exemplele astea în familie, te-ai fi orientat spre această carieră? E dificil de spus, deoarece poate nu aș fi știut ce înseamnă acest domeniu, cum cred că multă lume nu cunoaște acest domeniu, cât de frumos este și câte lucruri pot face și nu știu să spun, dar probabil că dacă aș fi descoperit și aș fi avut ocazia să văd ce înseamnă, da, cred că tot asta aș fi făcut. Bun, aș vrea să ne spui ce pași ai urmat tu pentru a ajunge acolo? În primul rând, pentru a participa la cursurile organizate de Aeroclubul României, trebuie să ai între 15 și 23 de ani ca să beneficiezi de cursurile gratuite. Eram clasa 9, aveam 16 ani și văzuse mama o postare pe Facebook de la aeroclubul de la Streșnic cu aceste cursuri gratuite și am intrat, mi-a zis, ia vezi, te interesează și am intrat, am citit, am văzut despre ce e vorba, m-am înscris și asta a fost începutul. Cât de importantă crezi că e reclama pentru un astfel de proiect? Pentru că bănuiesc că dacă nu ar fi fost postarea aia pe Facebook, poate nu ai fi, n-ai fi dat de cursurile astea. Este destul de importantă promovarea, adică e clar că oamenii n-au de unde să știe dacă noi nu spunem chestia asta, dar în ultimii ani chiar s-a pus accent mult mai mult pe promovare, adică anul ăsta chiar au fost campanii foarte dezvoltate, să spun așa, de promovare și chiar cred că mult mai multă lume a aflat despre acest lucru. Voi puneți accent ca și club pe chestia asta, bănuiesc, adică nu e ceva la nivel mare, e ceva la nivelul vostru, nu? Aeroclubul României are 14 locații în țară și toată lumea promovează cursurile, adică ăsta e scopul. Nimeni nu vrea să țină secret. Bun. Aș vrea să ne povestești mai multe despre școala pe care ai făcut-o, școala între ghilimele, despre cursuri. Putem să o luăm așa frumos, cum am început, cum am spus, eram clasa 9, m-am înscris, am început cursurile teoretice, deoarece asta e prima etapă. E vorba, atunci când am făcut eu, erau 102 ore de cursuri de teorie, acum cred că sunt mai puține, deoarece s-a schimbat un pic legislația pe partea asta de ULM. Se fac cursurile în weekend. Acum, din ce am înțeles, sunt în mare parte online și după aceea urmează un examen teoretic pe baza celor 9 materii pe care le studiez, da, și în funcție de note, nu știu, se alocă în fiecare un număr de locuri și trebuie să câștigi locurile, adică ca orice examen. După aceea urmează, dacă iei examenul, urmează să treci și la partea practică, adică partea de zbor. Bun, cât de greu a fost pentru tine să faci cursurile astea fiind atât de multe ore, mai ales că erau și în weekend, poate era foarte solicitant toată săptămâna fiind și cu școala și cu cursurile respective? Și eu am crezut prima dată că o să fie solicitant și dificil, dar sunt niște cursuri foarte interesante, adică mai ales dacă ești și pasionat și nu sunt atât de dificile, că sunt niște informații inedite, adică nu sunt niște chestii pe care să zici că le-ai putea învăța în fiecare zi sau afli oriunde de ele și nu le-am găsit dificile, le-am găsit, pot spune, interesante. Vreau să ne vorbești un pic despre fiecare materie, dacă ne poți spune cam pe ce se axează. În mare sunt 9 materii. Cunoașterea aeronavei, navigație, procedure operaționale, performanțe de zbor și planificarea zborului, meteorologie, principiile zborului, radio, performanțe umane și legislația aeronautică. În principiu, fiecare materie este dedicată pentru o mică bucățică de care ai nevoie atunci când zbori un avion. Adică cunoașterea aeronavei
după cum spune și numele, ca să cunoști ce înseamnă un avion, navigație, să știi cum să zbori și pe unde, legislație, radio, adică sunt numai chestii pe care le folosești în momentul în care practic pilotezi. În avion, da. Meteorologie, de asemenea, e foarte importantă. Și pot spune, adică din ce am enumerat, nu știu, mie mi se par niște chestii foarte interesante. Da, probabil, adică sigur sunt interesate și dacă n-ai vrea să te faci pilot. Adică sunt niște lucruri nu doar foarte utile pentru zborul unui avion, evident, dar sunt niște chestii foarte frumoase și pentru cultura generală. Asta e părerea mea. Aș vrea să ne spui care a fost materia ta preferată și de ce. Pot spune că meteorologia mi-a plăcut cel mai mult, deoarece am aflat foarte multe chestii la care nu mă așteptam. Am învățat multe chestii, nu știu, despre cum funcționează un nor, ce tipuri de nor există și tot așa. Și poți să ne spui și nouă câteva chestii de genul ăsta? În mare, norii sunt împărțiți pe trei categorii, în funcție de altitudinea lor. Și acum, uite, de exemplu, mi se pare interesant că n-a pot să mă uit la un nor și pot să spun, uite, ăsta e un cumulonimbus sau ăsta e un altostratus. De vizual poți să îi deosebești și, în principiu, am fost învățați că, de exemplu, o să dau un exemplu. Vezi un nor cumulonimbus, ai putea să te aștepți la turbulențe și, adică, chestiile astea le deduci în zbor și te ajută. Și cum diferențiezi nori între ei? Adică, cum poți să le dai numele astea? În primul rând, după altitudine, adică cât de sus sunt ei, și, în al doilea rând, după forma lor. Am înțeles, ce interesant. Da, chiar sunt niște materii pe care poate ar trebui să le facem și noi, dincolo de, mamă, vreau să mă fac pilot. Poate ar trebui să le facem să fie implementate în școli, mă gândesc, că ar fi o chestie destul de drăguță, măcar ca opțional. Da, pot fi adăugate chestii de genul la orele de geografie, de exemplu. E o chestie, adică nu... Bun, acum asta e o întrebare pe care o am eu... Aș vrea să-mi spui cât de complicat a fost pentru tine să înveți toate butoanele dintr-un avion. Toată lumea are percepția asta că într-un avion sunt foarte multe butoane. Mai că eu nu zbor un avion comercial, să zici că chiar am o cabină cu foarte multe butoane, foarte multe ecrane. Am, nu știu, câteva oricum. Cred că până în 10. Am înțeles, deci e simpluț. Nu, da, e simplu să le înveți. Adică n-a fost o provocare. Am înțeles. Bun, revenind un pic la materii, aș vrea să-mi spui dacă aveți nevoie de matematică sau să știți matematică sau să veniți de pe un profil real pentru a vă înscrie la cursurile respective. Am mai primit întrebarea asta și bănesc că mulți elevi au nelămurirea asta că dacă sunt la un profil uman nu o să fac față materiilor. Nu, este un mit. Materiile dau, de exemplu, navigația. Necesită un pic de matematică, dar calcule elementare și nu e nevoie de o matematică complexă, adică trebuie doar să... E mai mult de logică. Sunt unele probleme pe care le vei primi la examen care țin de logică și oricum ți se predă absolut tot și primești manual și nu ai nevoie de un nivel avansat de matematică. Cât de mult timp ți-a luat să parcurgi manualul pe care l-ai primit? Mi-e greu să răspund acum, că le-am parcurs acum 3 ani când am făcut cursuri și... Singura chestie pe care o pot spune că n-am simțit că a fost o eternitate, cum e în general asociat învățatul. Pentru că, cum ți-am spus, erau informații interesante, le citeam cu plăcere și... Probabil, și oricum am învățat și pe parcurs. Cursul e întins, cred că pe, nu mai știu, vreo 2-3 luni. Că în fiecare weekend, cum ți-am spus. Și citești pe parcurs, așa, că na, faci o materie sâmbătă, duminică... În cursul săptămânii mai citești, te mai uiți pe curs și tot așa, faci pe parcurs câte un pic. Cât de mult ai pregătit tu pentru examen? Cum am spus, că înveți pe parcurs, asta e cel mai important, să nu lași niciodată totul pe final, dar asta cred că e valabil în orice domeniu. Și înainte de examen, cred că mi-am luat vreo 2 săptămâni, o săptămână, două, în care chiar am stat să fac întrebări, să repet, să tot. Dar nu am văzut-o ca o dificultate, adică nu a fost ceva inuman. N-ai avut emoții când ai dat examenul ăsta? Bineînțeles că am avut emoții pentru că îmi doream asta foarte mult. Dar în același timp eram și sigur pe cunoștințele mele că știam că am învățat și că... Cu câți oameni ai concurat tu pentru loc? Dacă îți mai aduci aminte. Cred că eram până în 100. Nu sunt sigur. Dar cum sunt mulți, adică... Da, sunt destul de mulți.
Și chestia asta ție nu, adică mie mi-aș provoca și mai multe emoții pe lângă că oricât de bazat aș fi fost, pentru că era clar că fiind atât de mare concurența, exista șansa să intre altcineva în locul meu și asta mi-ar provoca mai multe emoții. Acum, n-avem ce să facem, că... Dar, iarăși, dacă înveți, eu garantez că e imposibil să nu intri. Adică, dacă chiar îți faci treaba cum trebuie și... Repet, asta poate să o facă oricine. Ține doar de tine cât de ambițios e să înveți, intri. Care a fost prima ta experiență în momentul în care ai urcat într-un avion? Primul zbor pe care l-am făcut era, așa se numește, zbor de aclimatizare, în care nu am pus mâna pe comenzi efectiv și doar mi-a fost prezentată zona de către un instructor, dar pot spune că mi-aduc până și acum aminte exact momentul când a fost, pentru că am reținut din tot zborul acela decolarea. Acolo a fost senzația. Nu știu, e un sentiment când simți că efectiv te desprinzi de pe pământ și începi să urci. Aia a fost ce m-a marcat. În momentul în care te-ai urcat prima dată în avion, ți s-a părut mai foarte greu ceea ce urmează să faci sau pur și simplu ai luat-o ca atare și ai zis ce o fi, o fi? Cred că undeva la mijloc, pentru că e un domeniu care totuși, cât de frumos este, trebuie luat cu la fel de multă seriozitate. Nu există să nu fim serios, să nu facem lucrurile cum trebuie, adică nu trebuie să ne lăsăm conduși de sentimente, dar bineînțeles, seriozitatea se îmbină și cu frumusețea în domeniul ăsta, câștigi din ambele. Aș vrea să ne spui mai multe chestii despre un avion, astfel încât oamenii de acasă să vadă poate un pic altfel situația. Să explic cum e un... Da. În primul rând, totul începe cu verificarea avionului înainte de zbor, verificarea de condiții meteo, verificarea de restricții, dacă ai voie să zbori în anumite zone și până la ce înălțime, adică partea de cum ar veni de învățat înainte de zbor, să verifici ce trebuie să faci și ce nu. Ce ți-ai verificat avionul, pregătești motorul, încălzești, decolezi și efectuezi misiunea pe care o ai de făcut. Noi, ca sportivi, nu zburăm de agrement, adică nu ne plimbăm prietenii sau ceva de gen, nici nu ne plimbăm pe unde vrem noi și facem ce vrem, nu. Avem antrenamente cum ar veni. Bun, că tot ai atins subiectul ăsta cu pilotul sportiv, aș vrea să-mi spui ce înseamnă să fii pilot sportiv și care sunt diferențele. Păi, în primul rând, din nume se poate deduce că un sportiv participă la concursuri și facem asta. Adică noi încercăm să zburăm cât mai precis, să zburăm cât mai corect, pentru că pe asta se bazează și concursurile. De asemenea, aici uite, pot să fac o mică paranteză, că probabil lumea nu a înțeles un pic cum de la curs s-a ajuns la sportiv, pentru că se face acest curs de început, cum am spus, unde îți obții licența de avion ultra ușor și după aceea există șansa să faci parte și din lotul județean. Adică să intri în echipă, cum ar veni, de sportivi. Și aici încep antrenamentele pentru concursuri. Bun. Care la fel sunt subvenționate de aeroclub. Adică nici aici nu se plătește. Foarte interesant. Bun. Și aș vrea să-mi spui, la ce concursuri ai participat până acum? Momentan am decât 3 concursuri în istoric, să spun așa. Primul a fost campionatul național. Al doilea a fost un campionat tot de navigație aeriană. Și al treilea, un concurs de aterizări, unde la primul național am obținut rezultate foarte bune, nu numai eu și echipa mea, și la restul de asemenea. Bun. Aș vrea să-mi spui dacă tu poți pilota singur acum. Da, dar nu am pilotat singur numai după ce mi-am luat licența și am avut o fizică în mână, adică această licență e echivalentul ca unui permis de mașină. Îl ai, poți zbura avionul pe categoria respectivă. Numai că o singura diferență este că în școala de zbor ai un minim de ore în care trebuie să le zbori singur. Adică până să-ți obții licența, până să-ți faci orele necesare pentru a da examenul și a lua licența, cum am spus, trebuie să faci orele acestea de zbor fără instructor în avion. Ești efectiv singur. Cât de complicat a fost pentru tine să zbori prima dată singur? Nu pot spune că a fost neapărat complicat, pentru că, bănuiesc că îți dai seama, nu te lasă niciun instructor să te duci până nu consideră că ești pregătit. Normal. Adică ai mai făcut chestia aia de foarte multe ori înainte
să te duci... Să zbor tu de capul tău, zi singur, între ghilimele. Exact. Ghilimele de rigoare în capul tău. Și niște emoții, evident, au fost, îți dai seama aici, n-am de ce să mint, dar nu simțeam că nu eram pregătit. Acum ți se pare ușor? Ușor, ușor? Sau încă intervin emoțiile în anumite situații? Uite, pot să dau un exemplu în cadrul concursurilor. Ești la o competiție, e normal să mai existe emoții, dar nu știu dacă neapărat legate de partea de zbor. Pentru că, cum ți-am spus, seriozitatea e aceeași ca întotdeauna. Nu se schimbă seriozitatea când e vorba de zbor, dar nici nu mai sunt poate emoțiile de începător, pentru că na. E deja destul de multă experiență acumulată și devine și un automatism. Adică trebuie să devină și un automatism. Cum te-a marcat pe tine experiența clubului în sine? Pot spune că m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt ca persoană. Am învățat foarte multe, e un mediu plăcut, care, adică avem multe activități împreună, suntem destul de mulți oameni acolo și este imposibil să nu leși prietenii, să nu ai amintiri frumoase și tot așa. Bănuiesc că la voi a fost vorba și de faptul că sunteți cam de aceeași vârstă, majoritatea știu, și ați legat o prietenie dincolo de chestia asta. Cât de mult contează înțelegerea acolo? Este important, da? Suntem sportivi până la urmă la competiții, mai puțin cele de aterizări, la cele de navigație aeriană. Munca e în echipă, adică sunt doi în echipaj, doi oameni, un pilot și un navigator. E clar că trebuie să fie o coordonare foarte bună și o înțelegere foarte bună. Și eu cred că dacă nu, ca în orice sport de echipă, dacă oamenii nu se înțeleg în afara programului, nu cred că pot să performeze nici foarte bine în cadrul competițiilor. Care a fost relația ta cu profesorii tăi de acolo? Profesorii au fost și ei la rândul lor sportivi, deci au plecat ca noi, exact în același fel, tot cu acest curs, numai că au avansat și au continuat din cauza rezultatelor bune, au devenit instructori și pot spune că sunt tineri, adică sunt foarte pasionați, asta contează. Și uite-te câte generații de piloți au format și cu rezultate. Crezi că e importantă relația dintre profesor și elev? Adică să fiți dincolo de sunt profesorul tău, te învăț, să îți poți spune problemele, să puteți să aveți discuții libere. Cât e importantă e relația asta? Clar. Bănuiesc că discuția asta iară se poate aplica și la școală și oriunde. Ține foarte mult și de profesor să te facă să-ți placă un lucru anume. Iar instructorii noștri nu cred că au ieșuat până acum în chestia asta. Adică au explicat orice foarte bine, ne-am înțeles foarte bine cu dumnealor. E un mediu plăcut, asta vreau să spun. Bun, aș vrea să-mi povestești un pic despre amintirile pe care le-ați creat acolo, pentru că știu că sunt foarte multe lucruri frumoase pe care poți să mi le spui. Ne putem întoarce un pic din nou la competiții, pentru că aceste concursuri se organizează și în deplasare și bănuiesc că își poate imagina oricine că o echipă plecată undeva, de exemplu la Brașov, unde am fost pentru campionatul național, să stăm 6 sau 8, nu mai știu exact câți am fost, într-o cameră și tot așa. Bineînțeles că sunt niște amintiri frumoase, adică e o experiență unică, nu ai ocazia să mai faci a doua oară cândva aceste lucruri. Aceste lucruri sunt niște chestii care trebuie făcute acum ca și tineri și iarăși se leagă foarte multe prietenii în afara, să zic așa, programului de zbor. Pe lângă amintirile astea frumoase, vi s-a întâmplat vreodată să aveți parte de certuri sau să aveți amintiri puțin mai neplăcute? Nu pot spune neapărat că au existat certuri, pentru că noi în principiu ne înțelegem bine. Dacă a mai existat o mică neînțelegere, că se întâmplă oricui, nu. Dar nu pot spune că avem amintiri neplăcute. Bun. Aș vrea să-mi spui, la fel, mi-a venit chestia asta fix acum, ce ar trebui să faci în momentul în care ești în zbor și avionul pățește ceva sau are un defect? Ce se întâmplă în momentul ăla? Mă bucur că ai pus această întrebare, că bănuiesc că multă lume are această neliniște. Deci, nu numai în școală, dar și în teorie suntem învățați
ce să facem în orice situație. Adică, o să dau un exemplu concret. În școală, când făceam partea de zbor, aveam de făcut cazuri de urgență. Adică să simulăm o pană de motor sau să simulăm un incendiu sau o angajare. Și piloții care au licența în mână, crede-mă, știu să scape și de astfel de situații. Și cum, efectiv, cum scap de situațiile de genul ăsta? Care sunt pașii? Cum acționezi? Te dau un exemplu cu pana de motor. Adică asta înseamnă că nu se mai învârte licea, da. Gata. Și aia a fost. Nu, nu e chiar așa. Avionul nu pică ca un bolovan, nici ca o frunză. Planează, continuă să planeze. Tu în timpul ăsta trebuie să-ți păstrezi calmul, să te uiți în jur, să găsești un teren de aterizare și să încerci să aterizezi acolo, pentru că s-au mai întâmplat cazuri de genul și foarte mulți oameni au scăpat. Adică nu... Și oricum se întâmplă foarte rar chestiile astea, adică nu... Ați făcut cumva și cursuri de parașutism? Aici e o chestie separată. Deci la Aeroclubul României se împarte în trei categorii de cursuri gratuite pentru tineri. De avion ultraușor, ceea ce fac eu, planorism și parașutism. Bun. Și la noi, la Ploiești, în momentul de față, sunt doar cursuri de avion ultraușor și de parașutism. Adică cursurile se fac în același timp, materii un pic separate, mai că trebuie să te înscrii la parașutism dacă ești atras de partea asta. Deci voi, în teorie, nu sunteți obligați să știți să săriți cu parașuta în caz că se întâmplă ceva? Nu. Zburați la altitudini foarte mari? În primul rând, suntem limitați de zone aeriene, pentru că nu ai voie să te duci oriunde și când vrei. Și în al doilea rând și de limitările avionului, că nu e un avion de altitudini mari care să zboare, știu, la mii de metri. În general nu zburăm la altitudini foarte mari, până în 1000 de metri, în general. Ți-ar fi plăcut mai mult să fii doar pilot sau preferi să fii pilot sportiv? Acum, ca tânăr, clar, mie mi se pare o chestie genială să fii pilot sportiv, adică să faci ceea ce îți place la nivel de performanță, să ai antrenamente și nu știu, momentan, cred că asta e ce îmi place să fac. Adică n-ai fi preferat sub nicio formă să fii doar pilot și să ai anumite misiuni? Ca tânăr, nu. Poți să-mi spui cam ce misiuni sunt de făcut în momentul în care ești pilot? Pot să-ți descriu, uite, un antrenament, cum arată. Sau pot să-ți descriu un pic cum arată un concurs, pentru ce ne antrenăm. În primul rând, există aceste concursuri de navigație aeriană, în care noi trebuie să încercăm să zburăm cât mai precis. Deci avem mai multe puncte pe hartă. Și noi trebuie să zburăm după hartă, nu cu GPS sau altceva, și să ajungem la verticala acelor puncte la precizie de secundă. De asemenea, între puncte noi trebuie să respectăm și linia, care poate să fie curbă sau dreaptă, adică nu avem voie să ne ducem cum vrem noi prin aer. Ok. Și în același timp trebuie să vedem, să găsim și niște poze. Adică ni se dau niște poze care sunt, le poți vedea din timpul zborului și trebuie să le marchezi pe hartă în momentul unde le-ai văzut. Înțelegi? Și acumulat în funcție de cât de bine faci acest precizie, timp, poze, ți se face un punctaj. Și cam așa arată un concurs de navigație aeriană. Și mai există și concursurile de aterizări de precizie, care înseamnă un careu cu mai multe dreptunghiuri și acolo unde ai pus roțile, ai câștigat un punctaj. Nu e foarte complicat de explicat aici. Am înțeles. Bun. Lăsând și chestiile astea la o parte, tot o întrebare pe care bănuiesc că o pun mai mulți oameni și e o curiozitate generală. Vin mai multe fete la Aeroclub sau mai mulți băieți? Momentan sunt mai mulți băieți, dar nu e o chestie, nu-ți imagina că asta e o chestie care o pot face doar bărbații. Nu este adevărat, iarăși nu există nici diferențieri, nu există locuri de fete, locuri de băieți, adică oricine se poate înscrie, oricine poate să facă chestia asta. Și cu toate astea, bănuiesc că fetele au o reținere mai mare din a se înscrie la cursurile astea, nu? Posibil, dar nu cred că e o chestie. Poate că... Îl văd ca pe un sport că... al băieților. Eu cred că și... e mai mult, e vorba de o chestie împământenită, că așa este, că e o treabă de bărbați, dar nu cred că ar trebui să fie așa. Ar trebui să se înscrie toată lumea. Da, ți-am zis, nu ți imagina că sunt și fete, sunt și băieți acolo, adică... Câte ore pe săptămână petreceți la cursuri? Depinde foarte mult de perioadă, depinde de vreme, pentru că, uite, iarna, de exemplu, acum nu zburăm, pentru că nu ne permite vremea. De asemenea, sunt și perioade în care, și vara, iarăși,
se întâmplă unele chestii, nu se zboară săptămânal, așa că nu pot să spun exact o medie. Nu trebuie să fiți acolo constant. Fix. Nu e un program fix, nu. Mergeți în funcție de necesitate. De necesitate, exact. Bun. Cine te-a susținut pe tine cel mai mult de când te-ai apucat de chestia asta? În primul rând, familia. Pentru că m-au susținut și m-au ajutat. Și în al doilea rând, și prietenii mei pe care i-am cunoscut și i-am făcut de la cadrul echipei, care sunt mai mari decât mine un pic, o parte din ei, și m-au îndrumat. Adică am mai învățat mereu de la ei câte ceva. Cât de mult contează susținerea? Susținerea este importantă pentru că poate sunt momente în care nu simți sau... Se întâmplă oricui și mai e nevoie să-ți mai zică cineva, hai, trezește-te la realitate. Poți. Du-te, vă-ți treaba. Zboară, puiule, zboară. Ceva de genul, da. Care a fost reacția oamenilor din jurul tău când au văzut ceea ce faci? Pentru că nu e un lucru pe care îl întâlnești la tot pasul. Majoritatea au fost uimiți, poate interesați, și am explicat întotdeauna tuturor că nu e o chestie imposibilă de obținut. Adică am zis tuturor, păi hai și tu dacă ți-a plăcut. Și să zic, minoritatea, există și o minoritate care mi-a spus că sunt nebun. Da, bine, acum dacă stai să o privești din alt punct de vedere, e o nebunie la mijloc. Adică pentru mine cel puțin, mie mi-este frică de înălțimi. Eu n-aș putea să fac chestia asta niciodată. Și să știu de cineva de vârsta mea, mai am o prietenă care este tot la Aeroclub cu tine și la fel, ea este super încântată de înălțimi și eu nu înțeleg cum ai putea să faci chestia asta. Plus că mie mi se pare și foarte stresant. Da, acum nu știu ce să spun exact legat de frica de înălțime, că dacă chiar e o chestie pe care tu o ai, nu știu cum va acționa împreună cu avionul, dar cunosc personal pe cineva care tot așa are frică de înălțime și e pilot. A, deci nu are nicio problemă. Nu, a spus că acest sentiment de... Adrenalină, că e... Nu, a zis că nu îi se aplică sentimentul ăsta de frică de înălțime când e în avion. Înțeles, da? Adică... aș vedea chestia asta cu nebunia la fel, ți-am zis, pentru că mi se pare și foarte riscant din foarte multe puncte de vedere. Uite, mă bucur că ai deschis și subiectul acesta. Am să spun că statistic vorbind este mult mai periculos să conduci o mașină decât să pilotezi un avion. Sunt șansele mult mai mari să pățești, Doamne ferește, ceva când te duci la școală cu mașina decât ce facem noi cu avionul. Da, pentru că fiind aglomerația mult mai mare, exact, ai multe șanse să faci accident cu cineva și aia să fie. Eu m-aș gândi la riscant din punctul de vedere că ești undeva sus și nu știu, poate se întâmplă ceva și trebuie să aterizezi de urgență, ce ai spus, pană de motor sau așa și nu știu. Pentru voi e foarte multă presiune atunci, că nu e stai seama, asta nu e de dorit nimănui. Clar, e un moment foarte neplăcut, dar nu trebuie să ne gândim la lucrurile acestea, pentru că se întâmplă foarte rar și dacă, Doamne ferește, se întâmplă, oricum toți piloții sunt pregătiți pentru așa ceva și știu ce să facă. Asta e chestia, adică... Tu ești clasa 12 acum și aș vrea să-mi spui cum reușești să îmbini și ceea ce faci tu și mersul la școală și cât de greu e. Acum poate să... De ce să mint? E o perioadă foarte stresantă, sunt destul de încărcat, că e normal. Acum mai vii și la emisiune? Nu, că acum sunt în vacanță. Aici n-a fost un stres. Dar o să se termine, lucrurile revin la normal. Ai învățat să le îmbin, bănuiesc, ca să fie toată lumea mulțumită. Pe lângă Aeroclub, ai alte pasiuni? Da, pot spune că am jucat și basket și îmi place foarte mult basketul, sunt pasionat și de mașini. Asta cu mașinile o văd oarecum normal, adică tot ce ține de partea asta mecanică, bănuiesc că asta te pasionează și la avioane, în mare parte. Da, bănuiesc că e o chestie generală, dacă îți plac avioanele, poate te atrag motoarele, chestii tehnice, poate fi o chestie, da. Vezi o asemănare între un avion și o mașină? În principiu, amândouă au motor. Și amândouă te duc la destinație. Da. Cam atât. Bun. Aș vrea să revenim un pic la chestia cu basketul și să-mi spui... bănuiesc că aici n-ai făcut performanță. Nu. Cât de mult te-a ajutat să faci și sport? Adică sport fizic. În legătură cu aviația sau... Nu, în general. Pot spune că, iarăși, basketul fiind un sport de echipă, m-a ajutat să interacționez cu oamenii și în același timp m-a disciplinat foarte mult. Ca să nu mai vorbim de aspectele de sănătate, că bănuiesc că asta e evident că
un sport e sănătos. Și te disciplinează foarte mult un sport. Aș vrea acum să vorbim un pic strict despre tine și să lăsăm un pic aviația la o parte și să-l cunoaștem un pic pe Vlad. Să vedem ce îi place lui să facă în timpul liber, pe care acum, din nefericire, are foarte puțin. Nu prea mai e. Da, dar în puținul timp pe care îl are, ce îi place să facă? În principiu, când găsesc acele momente, evident îmi place să-mi petrec timpul cu prietenii, că e vârsta. Mai profităm și noi cât mai putem. Îmi place să mă mai duc să mă joc basket când mai am timp, iarăși chiar dacă nu mai fac antrenamente. Îți place să te plimbi? Da. Îmi place unde? Să călătoresc, dar îmi pare rău că încă n-am avut destul timp și n-am avut destul de oportunități să fac acest lucru, dar... Uite, bine că ai deschis subiectul despre oportunități. Aș vrea să-mi spui ce oportunități și ce uși ți-a deschis aviația? În primul rând, aviația pot spune că mi-a arătat, de fapt, o pasiune, pentru că e mare lucru să găsești un lucru care să-ți placă. Și toată partea asta de aviație, de pilotaj, acum e... Cum să zic, poate fi o opțiune în chestia asta pe care o facem noi ca sportivi. Ți-ai dorit să fie meseria ta de viitor? Da. Și cam ce ar trebui să urmezi ca să poți să ajungi, nu știu, instructor, cum sunt instructorii tăi? În primul rând mai trebuie acumulate ore de experiență, pentru a deveni instructor trebuie ore de zbor. Trebuie curs din nou, examen. Curs pe care îl vei plăti sau este tot gratis? Aici, iarăși, din nou, depinde de mai multe chestii. La facultate îți dorești să dai? Da, bineînțeles. Adică nu se pune problema, pentru că e o chestie care, uite, cum am îmbinat școala cu aviația până acum, pot îmbina și facultatea cu aviația. Spre ce facultate te îndrepți? Momentan sunt interesat de ingineria aerospațială din cadrul Politehnicii. Vreau să poate face o mică analogie între domenii. Și cum ai ales fix chestia asta? Adică eu bănuiesc că majoritatea ar fi preferat ceva ușor, exact ca să poată îmbine ușor pasiunea pe care o au cu facultatea, dar tu ai ales ceva destul de greu. Uite, eu am luat exemplu și pe instructorii mei și pe prietenii mei mai mari din cadrul aeroclubului, care au reușit să termine și facultăți de genul, adică, bine, nu neapărat numai inginerie aerospațială, dar facultăți dificile, au reușit să obțină și un master și în același timp au avut și o carieră de sportivi frumoasă. Și lungă, bănuiesc. Și încă activează, adică e posibil. Bine, bănuiesc că cu multă muncă cam totul e posibil și munca bate talentul nu, de... nimic nu se poate ușor. Munca bate talentul de multe exact. Ori. Bun. Aș vrea să ne mai spui despre faza cu aeroclubul. Cât de greu ți-ar fi ție dacă ar trebui să renunți? Îți dai seama că să renunți la probabil cea mai mare pasiune a ta, nu. E imposibil, o scoți din cap. Oricum nu? Rămâne, cum se spune, microbul. N-ai cum să renunți la aviație. Odată ce te-a prins domeniul acesta, odată ce te-a... Și nu neapărat, orice pasiune, odată ce ai avut-o, să zici că ai și activat în ea, n-ai cum să mai uiți după. Îți rămâne mereu undeva acolo. Ai avut prieteni pe care i-ai îndrumat să facă ceea ce faci tu? Sau da. Că l-ai zis, uite, am cursul ăsta, am. Există cursul ăsta. Da, am avut câțiva care s-au și înscris, adică eu am recomandat la toată lumea, am spus toată lumea care a vrut să, care mi-a zis, wow, ce tare, ce așa, și am zis, păi hai și tu. Dacă tot e... Da, da, dacă tot ți-a plăcut, vino și tu. Să nu stai degeaba. Bun, aș vrea să-mi spui cum i-ai îndrumat tu pe cei mici care își doresc să facă chestia asta și ce sfaturi le-ai da? În primul rând le-aș spune să nu le fie frică. Să încerce, pentru că e o oportunitate unică. Nu mai există altă țară în Europa care oferă acest lucru în fața Aeroclubul României. Nu ai nimic de pierdut, ba din contră, ai foarte mult de câștigat. Trebuie luat în vedere că acest lucru, chit că nu performezi în viitor în acest domeniu, dar te dezvoltă foarte mult. Eu, cum să spun, să zbori un avion e o chestie dificilă, chiar dacă este plăcută și dacă ajungi să o faci, clar că ți-ai antrenat oarecum mintea și te ajută foarte mult pentru tine. Și asta aș recomanda pentru cei mai mici, să
să încerce. Și ce sfaturi le-ai da? Un pic, fiind direct de acolo, ce poți să-i sfătuiești ca să nu le trăiască ei pe pielea lor, cum probabil tu le-ai trăit pe pielea ta? Bine, ți-am spus, nu pot spune că am avut parte de experiențe neplăcute și să recomand nu face aia, nu face aia, dar pot spune că, iarăși, cu învățatul să nu lase pentru examen, să nu lase niciodată pe ultima sută de metri, că nu se poate. Deci trebuie învățat pe parcurs și, iarăși, să fie ascultător de instructori, să fie serios, asta e cel mai important, să fie foarte serios. Știu că tu ai un frățior mai mic. Și aș vrea să-mi spui dacă pe el e îndrumat spre chestia asta. Bineînțeles, și el chiar vrea, adică nu neapărat că l-am obligat, dar i-am spus și lui îi place și urmează și el să se înscrie la curs când va avea vârsta. Are de așteptat un pic. Și bănesc că pe tine te bucură foarte tare chestia asta. Bineînțeles. El cum vede lucrurile astea, ținând cont că tu ești fratele lui mai mare și o să aibă pe cineva acolo? Și are oricum pe cineva de la care să învețe. Poate că e o sursă de încurajare, să zic așa, adică cred că e o sursă de încredere, pentru că se va duce într-un domeniu în care va ști pe cineva și poate o să-l ajute așa la început, dar... E bănuiesc la fel de încântat ca și tine. Exact. E și el e pasionat de partea asta, să zic așa, mai tehnică, îi plac chestii de genul. Bun. Acum, pe final, aș vrea să facem un joculeț pe care l-am făcut cu toți invitații mei. Eu îți voi pune câteva întrebări și tu trebuie să-mi răspunzi rapid cu ceea ce îți trece ție prin capul okay, momentul okay. ăla. Bun. Dacă ai fi o culoare, ce culoare ai fi? Portocaliu. Ești primul care a zis chestia asta. De ce? Îmi place de mult, cred că am asociat-o cu basketul, pentru că... Mingea de basket și nu știu, mi-a rămas, îmi place mie culoarea mult. Unde mergi când vrei să stai singur? Unde merg? Da. La munte, cred. Seară de film sau seară în club? Depinde, dar cred că jumate-jumate și... Nu înclină balanța spre niciuna. Nu cred că înclină spre niciuna. Cred că o săptămână merge așa, o săptămână merge așa. Date acasă sau date în oraș? În oraș. Care este artistul tău preferat? Nu cred că am neapărat unul, că ascult multe tipuri de muzică. Chiar n-am unul care să zic. Sunt mare fan. Ai o melodie preferată în momentul acesta? Am una de la Aerosmith, Dream On, dacă o știi. Nu sunt cunoscut, probabil o știu dacă o aud. Poți să ne spui care este ultima melodie pe care ai ascultat-o astăzi? Am ascultat ce era la radio când am venit aici în mașină, dar nu mai știu ce melodie era. Preferi un grup de prieteni sau un singur prieten bun? Un singur prieten bun. Descrie-te pe tine în 3 cuvinte. Răbdător, perseverent și dedicat. Încă tot acum întreb pe puțin jocul, cât de importantă e răbdarea în ceea ce faci tu? Este. E un factor, uite, care chiar mă bucur că ai deschis subiectul, pentru că nimic nu se poate obține de pe o zi pe alta, adică știu că mi-aduc aminte și eu când eram la începutul cursului, îmi doream să zbor în continuu și nu se întâmplă chestia asta, pentru că... Trebuie să prinzi o experiență. Ai și zburat în continuu. Nu m-aș mai fi dat jos din avion, dar sunt lucrurile care trebuie luate ușor. Adică sunt etape, trebuie respectate, trebuie luate încetul, că altfel nu se va sedimenta informația și nu... Trebuie să fie clădit cărămidă cu cărămidă. Exact, nu... exact. Bun. Vacanță la mare sau vacanță la munte? La munte. Spune-ne 3 chestii random despre tine. Îmi place să călătoresc. Mai nou am descoperit că îmi place și să și gătesc. Ok. Și vreau să încep să călătoresc prin locuri de-astea mai puțin cunoscute. Bun. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să te uiți în camera aia și să transmiți ceva oamenilor care ne-au urmărit. În primul rând o să-i salut pe părinții mei, că sunt sigur că se vor uita când va fi difuzată emisiunea. Și le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru mine și că m-au susținut până acum și o vor face și în continuare. De asemenea, îl salut și pe fratele meu și urez succes în orice ce face și de asemenea și pe prietenii mei, cei de la Aeroclub și nu numai și cei din grupul meu de prieteni, care au fost lângă mine și am atâtea amintiri frumoase cu ei.
Îți mulțumesc din suflet că ai fost alături de noi și sper să ne vedem și cu alte ocazii. Și vouă vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă urez o seară bună!